Cu toții vă amintiți de coșulețele în care sunt așezați ghioceii sau brândușele. Și dacă până acum erau împletite din rămurele, astăzi ele pot fi realizate chiar din hârtie. Dacă vă doriți să învățați tehnica împletitului, trebuie să știți că la biblioteca din Medgidia se oferă gratuit astfel de cursuri. Aș vrea ca copiii ăștia să învețe și ei, că eu mâine pe mine îmbătrânesc și nu mai pot să mai plec de acasă și să le mai arăt, și ei să învețe și ei, la rândul lor să învețe pe altcineva. Să meargă această, nu e o meserie, ceva plăcut, ceva care să-și omoare timpul decât să umble pe străzi, mai, sau cine știe pe unde, mai bine să facă ceva acasă, plăcut, frumos, așa am crezut de cuvință, deci... E ceva plăcut. Chiar dacă este perioada vacanței de vară, copiii au dat curs invitației de a realiza coșulețe. Pentru unii dintre învățăcei a fost prima întâlnire cu hârtia și aracetul. De astăzi am început, mi se pare ceva foarte interesant, o activitate interesantă, un mod foarte diferit de a-ți ocupa timpul liber. Și am venit aici pentru că vreau să încerc ceva nou. Mi se pare foarte interesant. Și de-abia aștept să văd ce va urma. Îmi place să lucrez cu hârtie. Cât timp vii la astfel de activități? De anul ăsta. Și de unde a pornit pasiunea pentru împletit hârtie? Acasă. În perioada vacanței de vară, Biblioteca Municipală din Medgidia organizează mai multe activități pentru elevi. Toate vin în sprijinul celor care vor să-și petreacă timpul liber într-un mod plăcut și educativ. Dorim să ne mai întâlnim cu copii preșcolari și școlari împreună cu părinți și bunii, să avem ora de lectură în bibliotecă și cred că o să avem și un club de limbă engleză pentru copii. Proiectele Bibliotecii Municipale din Medgidia au apărut din dorința de a oferi copiilor o vacanță activă, cunoaștere și dezvoltare personală. Și pentru că anul trecut acest proiect s-a bucurat de un real succes, acum oferta de ateliere este și mai variată.